Prețul fericirii, episodul 106. Shanika este șocată când aude că Hasan se va căsători cu Ender. De fapt, lui Hasan Ali i-a venit ideea să spună minciunea aceasta pe loc. După aceea, el o roagă pe Ender să se prefacă că sunt un cuplu până divorțează de Shanika. Ender acceptă, dar pe de altă parte o lasă pe Shanika să creadă că îi va oferi dovezi că Hasan Ali o înșeală cu ea, ca să primească jumătate din averea lui la divorț. La sfârșitul episodului, la procesul de divorț, ea apare ca martor al lui Shanika, dar spune că nu are nicio relație cu Hasan Ali și că Shanika i-a cerut să mintă. Shanika promite că se va răzbuna pe Ender după ce iese cu mâna goală din căsătoria cu Hasan Ali. Ender vrea să se căsătorească cu Hasan Ali pentru averea lui și îi spune lucrul acesta lui Shanika, ca să îi facă în ciudă. Shanika face o mișcare la care Ender nu se așteaptă și îl cheamă pe Kaya. Asuman merge la prânz cu noile ei prietene din în alta societate și, ca să le impresioneze, poartă colierul scump pe care Ildiz i-a primit de la soacra ei și care este moștenire de familie. Ele se amuză pe seama ei pentru că poartă un colier atât de valoros acolo, dar nu îi spun nimic. Asuman pierde colierul, dar observă abia când se întoarce acasă. Fiul bijutierului care l-a făcut îl găsește în restaurant și îl recunoaște și o anunță pe Feride. Feride este foarte supărată din cauza irresponsabilităților și pregătește un plan pentru a le da o lecție lui Ildiz și lui Asuman și în timp ce ele se dau peste cap să îl recupereze fără să afle că l-au pierdut. Merge serile prin cluburi ca să îl atragă atenția. Hasan Ali îi amintește că încă sunt căsătoriți și cere să nu îi strice reputația, dar apoi o șochează când îi spune că el se va căsători cu Ender.